Bună dimineața! Mă bucur că ești prietenul meu! Bună dimineața! Ador zâmbetul tău! Bună dimineața! Îmi saltă inima de bucurie că ne pornim într-o frumoasă călătorie! Știți, nu de mult am fost în vizită la bunici. Bunica era atât de fericită că am venit, încât ne-a organizat o excursie în Podgorie. Știți ce este Podgoria, dragii mei? Ce? Este o plantație cu viță de vie. Ce crește pe vița de vie? Fiți atenți și veți vedea! Hârtia pentru acuarelă, cerculețele mari și mici, de culoarea bobițelor de pomă, foarfecele, cleiul, guașul, paharul cu apă, pensula, frunze de vițe de vie vor fi izvorul nostru de inspirație pentru astăzi. Dragi prieteni, astăzi vom răsfoi albumul lui Strugure. Vreți să vedeți câte secrete ascunde acest strugure? Da! Eu sunt un strugure cu bobițe aromate, mustoase și foarte dulci. Bobițele mele sunt foarte jucăușe și cum fiecare din voi are un nume, așa și eu l-am pe-al meu. Sunt un strugure alb, cu bobițe rotunde, mășcate și port numele de Victoria. Iar eu am culoarea albastru-violacee, cu babe mari, ovale, cu coajă groasă, dar fragedă, și port numele țării noastre, Moldova. Dar eu sunt cardinal. Am bobul mare, sferic, roșu la culoare, cu aroma îmbietoare. Mă pot transforma într-un mus dulce acrișor, într-un suc răcoritor, într-un vin spumant. Cât de bucuroși sunt nepoții când savurează compotul aromat și magiunul delicios. Din frunzulițele mele fragede și tinere, bunica prepară niște sărmăluțe gustoase și apetisante în cuptor. Când stau mut la soare, bobițele mele devin stafide vitaminoase. Iar din semințele mele puteți obține un ulei folositor, atât pentru fete cochete, cât și pentru bucătare scusiți. Vă îndemnăm să vă alintați cu struguri plini de sănătate. Secretele strugurelui de pomă au dezvăluit spiridușii creativi.